Baby, e prima dorme. Nu știi de la Bonari. Care nu plânge? Toate astea se aude un plânset de copil. Tati, acela nu e plânset de copil. E un plânset de negruț. Doar ce l-ai hrănit și tot nu-i ajunge. Mai cunoaștem noi pe cineva. Mă duc să văd dacă o fi pe afară. Tu hrănește-o pe Ari. Da, da. Negruț! Măi, negruț! Pe unde mai umbli tu? Iar ai fost după pisici. N-ai mai fost acasă de o săptămână. Uf! Tati, dă-l jos! Dă-l jos mai repede! De ce să-l dau jos? Eu-l iubesc pe negruț. E mătănelul nostru, drag. Tati, o iubesc mai mult pe Ariana sau pe negruț? Teo, îi iubesc pe amândoi în mod diferit. E clar că dragostea pentru Ariana e mult mai puternică. Așa că... Na. Tati, dă-l mai repede jos! Nu e voie în casă și cu motan și cu bebeluș. La asta nu m-am gândit. Am uitat. Deja simt pe gât că de intrat păr. Wow! Ce-a fost asta? Negruț, scoate-l afară mai repede. Lasă păr. E periculos pentru bebeluș. Cred că și el s-a supărat pe mine. Așa că să-l dau afară repede. Hai, negruț, du-te la prietenii tăi. Îți dau de mâncare încă o dată. Hai, hai, negruț, hai. Uf! Flămând mai ești. Bine că l-ai scos afară, e cald, e frumos. Da, și am și mult păr. Nici nu mi-am dat seama. Că l-ai scos afară pe negruț, mi-a dat o super idee. Știu eu pe cine mai scot afară. Nu pe mine. Nu pe mine. Nu, deloc. Păi și cu ce pot să te ajut? Imediat vă explic. E un super short. Scap de voi doar pentru câteva secunde. Nu! Să vă explic despre ce e vorba. O las pe Ari un pic aici pentru moment. Oricum Sughiță a făcut și Guri a făcut de toate. Ii de fericită, apă, pa și ziți. E ok. Acum, fii atent cum facem. Eu sunt stresată în fața oglinzii și tu vii și mă întrebi ce-i pățit mami. Și zic, sunt stresată. Doctorul a spus să elimini stresul din viața mea. De unde să încep? Și încep să scot. Scot aspiratorul afară. Păi scoate-l. Acum. Să te ajută, mami! Nu, acum. O să mă ajutați când vă vine rândul. Ce-i cu ăsta? Nu-i montat. Alt motiv de stres. Încă unul. Bun, așa. Și merg și-l scot afară. Nu e bine. Nu, aruncă-l. Aruncă-l pe bune. Și ești sigur că-l prins? Eu-l prind. Hai, bine. Stai. Îl lași deoparte în afara cadrului, că eu fug, dar nu mă vezi decât că mă întorc o oală. Și mă arunci și pe mine? Tatăl nu poate să mă prindă. Am vrut să iau gravița asta. Numai că are ulei în ea. Încearcă altceva, totuși că n-am cum să o prind. Am găsit. Mami. E perfectă, hai! Așa, rămâne deschisă. Și acum treci, tati, și prinde oala. Tati, mi-e frică. Hai! Prin sigur? Da! Următorul lucru va fi o ființă. Va fi chiar Mara, împreună cu temele ei. Așa, tati, tu afară să stai. Eu așa ce mă rog e, să fac așa. Știi, te-ai sărtura în coloană. Eu cum o arunc așa. Și pe cupata așa. Vrei vrea să mă știi să te vezi? Te dau afară și stai aici, știi? Să faci asta. Și acum urmează Teo. Teo! Închide-n ghiozdanul.
Închide să nu pierdem ceva din el. Hai, Teo. Hai. La fel, dar voi veți sta aici ca să meargă una după alta, pur simplu. Și Mara acolo trebuie să rămână la ușă, da? Tot timpul ăsta Mara trebuie să rămână la ușă. Mara acolo. Hai, Bri, hai! Eu vreau să-mi iasă short-ul ăsta. Fetelor, afară unde erați? Să te îmbraci când facem short-ul. Așa, și cu ăsta. Și acum, Mara, filmează tu cum îl scoți pe tati. Eu acum îl iau pe tati să-l scot afară, tati. Da, eu. Ia căruțul după el. Hai să îmbrac fata. Nu scoate, mă, să vezi, am un plan, o strategie. Eu îl dau afară, el trage căruțul, văd, iau bebelușul, vă dau afară și închid ușa. Și apoi pe partea asta, închid ușa. Ne-ai dat afară, mami. La revedere. Hai, bye, bye. Bye, mergem la magazin fără tine. Oh, ce bine, rămân doar cu Are acasă. Un moment de liniște e mai important decât orice. Mergem, fetelor, fără mami. Și fără Are. Am vrea. Da. Dar nu. Nu pleacă el, că-i plac shorturile mele. Ce credeți voi? Hai, înapoi să facem shortul. Și acum să începem procesul. Îl facem repede și vi-l arătăm. Stress. What's up? The doctor told me to take the stress out. Okay, let's do it. Go, go, go! Gata, am terminat short-ul. A durat foarte puțin. Durează acum mai mult să băgăm fetele în casă, pentru că au prins gustul de stat afară. Abia au așteptat. Să iasă. Mara, Teo. Hai în casă. Nu mi-a vrut să mai fiu dat afară. Ai auzit, mami? Da, da, da. Tati, atât de și liniștită și am idee de alt short pe care l-am început mai demult când tu pupai butica și acum trebuie să terminăm să pup bebelușul. Hai! Și mai ales că am decorul ăsta minunat. Bine ai venit, Ariana, Maria, eu stau aici tu pup bebele. Partea în care o pupam pe mami pe butică am filmat-o mai demult. Multe părți. Sper să ne găsesc. Exact. Poți să pup și acum burtica. Cum să nu? Dar ce faceți voi, fetelor? Bateți palma? O lua șosetele murdare din picioarele Teodorei și acum se luptă care să o atingă pe cealaltă. Nu, bate, hai. Bate-o. Ari, atât de cumințică. Hai să facem shortul ăla. Iar acum să vă arătăm ce a ieșit. Păi să arăți așa ce ai făcut. Da. Și pe mama ai pupat-o. Și o să pup. Pe mama. Și fetele vor să o pupe, hai. Ușor, ușor. Gata. Și Mara. Acum, da. Acum și mami, și mami. Și Bri. Și pe mama. Hai și pe mama acum. Ce, ce, mai jos, mai jos. Câte pupicuri. Astea merg cu pe short-uri de sfidată. La mine și voi. Următorul short este cu mami pe burtică colorată. Nu, așa ne lăsăm la urmă, știi de ce, tati?
Nu? Trebuie să le dăm cu funinghine pe față. Da, da, și nu facem oricum. Trebuie să mergem la coafor să ne facă codiții din alea cu sârmă. Ca să le stea pur în sus. Nu. Facem așa și mai facem o dată. Cum e pipi jos de țigă? Foarte multe începuturi făcute. Trebuie să fac și singură cum ies și cu tati. Da, 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 foarte multe. Nici nu știu. Ar trebui să le editez ca să știm câte sunt. Da. Sper că nu le-ai pierdut. Nu le-am pierdut, le avem pe toate la loc, sigur. Haideți să încercăm. Ari doarme sau s-a trezit? Alt short vreau să fac. Țineți minte pe cel care l-am făcut însărcinată când dau cu aspiratorul și așa mai departe? Da. Ei, acela de fapt eu l-am văzut făcut cu un bebeluș în brațe și acum am bebelușul. Și pot să-l refac. Te râde. Să dau cu aspiratorul cu bebe în brațe și tati să se joace pe jocuri. Aha. Și poți să pui aceleași cadre, că mi se pare că eram îmbrăcat cu aceleași plovă. Nu, nu, nu. Nu eram la fel și nu are rost. Îl refacem complet. Atunci, hai sus. Avem treabă. Hai cu Ari. Hai cu Ari. Mai ales acum am schimbat mobilierul, deci avem alte cadre de tras. Are aproape un kilogram în plus față de ziua în care am scos-o din maternitate. E bine. Are 3 kg. 2 săptămâni. A, uite, se mișcă și se fac 300 aici. Bravo. Da, da, te-am gândit, ești o carte frumoasă. Crescut copilul. Chidem fertarele. Aranjăm un pic camera. Scoatem pătuțul să facem spațiu. Și apoi filmăm. Hai, Brivuța. Îl scoatem? Da, dăm pătuțul deoparte. Hai cu ea, tata. Nu, tati, nu. Cu ea, tati, da. Mă, nu. Că doarme, lasă. Să știți că tati tot timpul o ia, dar noi nu. Mare gelozie. Mare tragedie. V-am zis că fetele sunt geloase. Așa se întâmplă în orice casă în care există un bebeluș nou și sunt mai mulți copii. Așa credem. Așa credem, dar la noi se întâmplă de fiecare dată. Dar le trece repede, nu-i nimic. Mai ales e cel mai gelos cel care a fost cel mai mic până în momentul în care a venit bebeluș. Exact. În speță, la noi? Bri. De noi iubim, că știi că iubim. Eu n-am avut nicio treabă la Bri și Ari. Da, da. Nu mă arat eu. L-am întrebat pe mama, tate, unde poți să mușchi din ea? Și m-am întrebat, de ce? Că nu pot să înghi pe toată. Exact așa a fost. Și aș înghiți-o. Și acum ar înghiți-o. Avem shortul dinainte, vi-l arătăm acum. A lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. The bit. How is it? Iar acum creăm al doilea short. Întâi trebuie să scoatem pătuțul afară din cameră, nu, tati? Sau să-l dăm în partea asta? Da. Că filmăm acolo. Exact. Hai să-l dăm aici. Facem așa. E jucăria asta care a căzut. Mi-a stricat și pătuțul. Îl dăm jos. Îl dăm jos de tot. De punem tot în altă parte, altă dată, că nu se potrivește. Bine. Cu pătuțul nostru. Se potrivește doar că nu ai legat coața cum trebuie. Ața asta trebuie legată de stâlp. După ce o prins. O să-l montez eu. Imediat și terminat. Și poate că am descoperit eu un loc aici. Uite, aveam spațiu aici. Și vine mai sus totuși. Că e mai bine mai sus. Vezi? Da. Păi aici era prea jos și venea peste copil. Aici. Ari încă doarme. Dacă îmi scoteam jucăria, cred că nu încăpea pătuțul aici. Pe partea asta, tati, ia uite-te. Da, știu. De ursulețul. E fain aici. Așa. Gata. Știi că aș putea să-l las pe partea asta pentru că tu nu mai dormi aici? Ok. Bine, dar e ușor și acolo, că eu doar pe partea aia. Ce fac, mă mut pe partea asta ca să fiu lângă copil? Cum crezi tu că ți-e mai ușor? Mami,
Să-i dăm drumul. Tati, întâi trebuie să punem niște obiecte pe aici pe care să le trântesc. Mai ții minte? Da, da, da. Hai. O luăm pe Ari. Așa. O să ne prefacem că dăm cu aspiratorul ca să nu facem gălăgie pentru acest joc. Acum, tati, tu trebuie să te joci pe consolă. Hai că te filmez eu. Asta e consola. Acolo se pare că nu-i nimic, dar mă prefac. Tam, tam. Și hai, joacă-te. Băgăm jocul. Continuăm. Gata? Reușit? Ia să vi-l arătăm. Sunt sigură că vă va plăcea. Ariana încă doarme și facem al patrulea shirt. Sau TikTok. Am o idee. Știți obsesia mămicilor atunci când bebelușii sunt mici de a verifica non-stop dacă, în timp ce doarme copilul, respiră? Credeți-mă, o am și eu. Mulți cred că se întâmplă asta doar la primul născut. Eu vă zic că nu e așa. Sunt la al patrulea copil și cred că sunt zeci de ori pe zi în care verific dacă Ari respiră. Așa că, iată cum vom face acest TikTok. Întâi ne vom urca aici și vom trage cadrul din prezent, să zic așa, la al patrulea copil. Și pentru că nu am cadre de acum 12 ani, de la primul copil, o vom folosi tot pe Ari, dar în altă ținută, în altă cameră și mami tot în altă ținută cu altă coafură. Tati? O pui pe Ari aici. Așa. Ușor. Doarme. Foarte bine. Și acum mi-ar trebui niște recuzite, m-am gândit așa. Telefonul, o carte și atât, și somnul. De unde vine atâtea idei, nu știu. Acum mi-au venit. Păi, nu mă gândesc, stau așa degeaba, trebuie să tragem niște cadre, nu poate să dureze o secundă. Uh-huh. Verific de 3 ori. Uh-huh. De. Așa verificăm noi, mămicile. De multe ori. Dacă bebe respiră. Eu voi citi o carte și voi verifica respirația bebelușului. Mai că acum bebelușul nu spuse că am văzut. Trebuie să așteptăm să se liniștească. Acum filmăm partea de acum 12 ani, la primul copil. Vă place cum am aranjat? În altă cameră, copilul îmbrăcat altfel. Să pară din trecut. Numai că nu prea doarme. Ne propune să mai facem ușor cum o schimbăm pe Ari. Interesant, am văzut și eu. Oricum trebuie schimbată și vrem să o schimbăm așa prin magie. Adică aruncăm bluzița pe ea, se schimbă bluzița. Aruncăm pantalonaj și se schimbă pantalonaj. Să încercăm. Am pregătit aici toate hăinuțele și accesoriile. Vom avea 6 cadre. Pentru că o să arunc prima dată pantalonaj și pac, se schimbă din pantalonașii roz în pantalonașii aceștia, roz prăfuit. Hai, baby, în cadru. Că vede schimbă, baby, ne poți sta așa. Vedeți, acum noi te punem pe așa. Da, și acum schimbă. O să facem așa, pac, pac. Deci camera aici deasupra și apoi afară schimbată. Hai să vedem. Hai să vedem.
Păi gata. Nu te-i place schimbată? Și e gata echipată. Ghici ce nu-i convine. Hai, sus cu ea, sus, Suzeta, repede, 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 repede. Suzeta nu-i convine. Minunia. Și acum să mergem să facem partea a doua, pe care nu a reușit să-l facem aseară. Da. Mai încercăm încă un joc, să zicem așa, în care eu voi sta cu mânuța spre pătusul Arianei. De fapt, voi sta cu mânuța chiar pe ea. Chiar o vei ține de mânuță pe Ari. Hai. Întotdeauna copilul trebuie pus pe o parte. Ce? În acest short copilul va fi pus peste capul, pentru că nu se vede. Uite așa cum e îmbrăcată. O las așa. Trebuie să ridicăm bradia. Lateralul. Așa. Și acum coboară. Foarte frumoasă, ce păr. De dimineață. Mai baby! Oh, how cute! Aranjăm un pic, că tot bebe doarme, facem varianta din prezent. Continuăm acel shirt de ieri, pentru că nu am reușit să o adormim pe Ari și să putem filma. Așa că, tati a mers la culcare, eu am rămas cu bebe până când am reușit să o adorm. Am schimbat-o, am spălat-o, i-am dat să sugă, am ținut-o la guri, avea chef de joacă seară. Nu ne trebuie să fie adormită pentru șorturile astea. Iar acum doarme. Acum doarme bine și hai să începem. Primul episod, eu stau și citesc și, bineînțeles, disperată, vreau să văd dacă bebe respiră, așa cum fac toate mămicile. Scrieți-mi în comentarii dacă și voi faceți la fel. Dar ce fac fetele până una alta? Tot e. Acum e prea mare. Era uite cât de mic. Și-am dat următoarea mărime. Și uite cât de mare. Pentru ce faceți asta? Pentru Ingrid. Felicitare! E ziua ei astăzi. De fapt, nu era ziua ei. A fost cu două zile în urmă. Dar că astăzi și-o facem. La mulți ani, Ingrid! La mulți ani! La mulți ani. Mara, lasă acolo. Vină după mine, hai! Hai, Teo! Hai, Bri! Astăzi dăm jos petrecerea. Să coboare baloanele. Te rog, Teo, le dăm jos. Eu ăsta. Așa. Haideți! Așa au fost legate, cu fir de relon. Ai găsit, Mara? Mai sus, mai sus, mai sus. Mai sus! Farfec! Cam asta a fost. Hopa! Ce-au făcut? Cred că s-au spart. Vreau eu! Și gata! Litere! Multe litere! Acum puteți să vă faceți numele vostru. La mine nume. Pentru că Ariana vine de la Briana. Maria. Și Maria vine de la Mara. La mine nu e niciun nume din al ei. Bă! Hopa! Briana! Nu, Briana. Te. Ăla e un balon. Oh, Teo. Asta e un cerc. Dar avem și numele meu. M. A. A. R. A. Și A. A. Mara. Hai să vedem cum scriu eu Teo. Dar o putem să facem dintr-un balon. Așa am zis eu. Din numele Ariane am putut să ne facem și numele noastre. Încheiem aici. Mulțumim tare mult că ne-ați vizionat până la final. Iar până data viitoare, la revedere și v-am pupat. Pa, pa, pa. Hai, uitați de bebeluța de acolo. Eu mă duc să termin felicitarea. Succes. Mulțumesc.